Bună ziua, dragi elevi! Astăzi analizăm un subiect legat în continuare de Revoluția Industrială și transformările produse pe continentul european, dar și cel de peste ocean, în secolul XIX. Revoluția Industrială, transformările legate de procesele demografice și urbanizare. Vreau să vă menționez că astăzi trăim într-o comunitate puternic urbanizată și fiecare dintre noi, chiar dacă păstrează nostalgia satului, se regăsește în oraș din vari interese. De aceea este important ca să analizăm acest subiect pentru a-i vedea evoluția urbelor în secolul XIX, chiar dacă acestea își au origine antică. În prim plan aveți două imagini care sunt legate de Londra, orașul care a devenit simbolul urbanizării occidentale în secolul XIX și am să vă dau argumente mai jos de ce. Iar a doua fotografie este imaginea Chișinăului la sfârșitul secolului XIX, care este într-un contrast cu prima imagine, pentru că în spațiul românesc procesul de urbanizare s-a desfășurat mai lent. Pentru a realiza finalitățile educaționale, ne vom axa pe dezvoltarea competențelor specifice legate de dezvoltarea limbajului istoric și utilizarea acestuia în diverse situații de învățare și de viață, analiza critică a informației din diferite surse și determinarea relației de cauzalitate în istorie, dând dovadă de gândire logică și spirit critic. Pentru a analiza procesele, este nevoie să explicăm termenul de urbanizare, revoluție demografică sau echilibru natural. Pentru început, precizăm că în secolul XVIII, în societatea vest-europeană, s-a menținut acest echilibru natural produs de o înaltă natalitate și o înaltă mortalitate. Transformările calitative în modul de viață, sporirea resurselor economice, dezvoltarea serviciilor sociale, inclusiv a medicinei, au constituit premise pentru creșterea populației. Acest fenomen se numește în istorie revoluție demografică. Vreau să vă amintesc că în cadrul orelor de geografie sau de istorie contemporană, analizați efectele problemei globale, problema demografică, de aceea este important să înțelegeți că această problemă își are originea în secolul XIX. Fazele revoluției demografice au fost două. În anul 1750 până în anul 1800, populația Europei a crescut cu circa 65 de milioane de locuitori, ajungând la 200 de milioane. Menționăm că specialiștii consideră că atunci, la moment, globul avea în jur de 961 de milioane, adică nici un miliard. Vreau să vă fac o constatare asupra cifrelor care sunt astăzi de peste 8 miliarde în numai două secole. Cea de-a doua fază cuprinde anul 1800-1890, când crește considerabil populația continentului până la 400 de milioane în Europa. Prin urmare, în numai 9 decenii, populația s-a dublat. Acest ritm astăzi este mult mai scăzut. Adică termenul este mai scurt, iar numărul populației este mult mai mare. Într-o perioadă de 10-14 ani, practic, populația planetei crește cu un miliard. Pentru a dezvolta în continuare acest termen, trebuie să înțelegeți ce înseamnă sistem demografic închis, un echilibru dintre natalitate și mortalitate, și sistem demografic deschis, care presupune inclusiv natalitate, mortalitate și emigrare, pentru că populația se deplasează dintr-o localitate în alta sau dintr-un stat în altul și acestea provoacă importante mutații demografice, inclusiv cu iarnă demografică prin care trec foarte multe state din Europa de Est în etapa actuală. Premisele revoluției demografice au fost, în primul rând, depopularea spațiilor agricole prin deplasarea țăranilor spre orașe. În Franța, în Anglia, în Germania, populația începe să migreze masiv spre orașe. De exemplu, populația Parisului în anul 1880 avea două treimi de locuitori veniți din provincie.
Dacă ați face o cercetare asupra Chișinăului astăzi, câtă populație este venită din provincie, probabil că va fi interesant să comparați aceste două cifre pentru Parisul de odinioară și Chișinăul de astăzi. Cea de-a doua premisă o presupune transformările economice din secolul XIX, care au diminuat necesitatea brațelor de muncă în localitățile rurale, pentru că a fost perfecționată foarte mult tehnica și nu mai era nevoie de brațe de muncă ieftine, nu mai era nevoie de munca țăranilor pe câmp, astfel aceștia nu se mai regăsesc și își caută soluții pentru a-și găsi un rost în orașe. Apariția căilor ferate este o altă premisă, pentru că transportul în gene fiind dezvoltat a intensificat comunicarea dintre diferite regiuni, a provocat schimbări importante în mentalitate și omul a început să mediteze asupra vieții sale și să-și caute condiții mai bune de viață. Indiscutabil că atunci când meditați munca, plata pentru munca țăranului, care nu-și are o normă zilnică, el poate munci de dimineață de la 4 până de soarele sau seara dacă au dat ploile și e nevoie urgent de a se strânge o cultură, iar în orașe munca este normată atât de ore cât și de salariu. De aceea veniturile sunt mai stabile în orașe și foarte mulți țărani au început să priceapă acest lucru și să facă o migrație masivă spre orașe. În sfârșit, o altă premisă este revoluția industrială, pe care am pomenit-o și în alte lecții, de aceea stabilim și aici relația de cauzalitate, pentru că aceasta a creat noi ramuri, noi oportunități, noi locuri de muncă și asta crea favorul pentru dezvoltarea și afirmarea social-economică a indivizilor. De aceea, foarte mulți locuitori se regăsesc în orașe schimbându-și profesia, abilitățile, însușind noi meserii și, de fapt, îmbunătățindu-și statutul social pentru el și familia sa. Dacă am analizat un document istoric, ați remarca, de fapt, o legătură din nou cu actualitatea. Depopularea globală a satelor includea tipul activ, marcat de plecarea persoanelor care dețineau meserii. Cel de-al doilea aspect este non-activ, când pleacă tinerii, manifestat mai ales în secolul 20. Acest fapt a redus simțitor natalitatea în provincie. Probabil că înțelegeți că sunt niște procese pe care le urmăriți în jurul dumneavoastră. Aveți aici o imagine care pentru noi este destul de tristă pentru Republica Moldova, atunci când foarte mulți tineri aleg calea plecării fie spre orașe, dar și mai trist atunci când se pleacă în străinătate, în alte state și țara duce lipsa brațelor de muncă și respectiv a capacității economice, a potențialului economic care este în scădere. Aceste fenomene au contribuit sau au provocat dezvoltarea procesului de urbanizare. Ce înseamnă urbanizarea? Acesta este un proces istoric care s-a intensificat în secolul XIX în Europa Occidentală sub acțiunea revoluției industriale și a intensificării relațiilor de comerț. Aveți aici două imagini care vă reprezintă un important oraș din Anglia, Manchester, și Essen din Germania, care este locația unde se afla vestitul concert Krupp, ce și avea câteva sute de mii de angajați, datorită cărui fapt populația, dar și prestigiul acestui oraș a sporit foarte mult. Prin urmare, procesul de urbanizare este într-o strânsă legătură cu celelalte transformări care se produceau pe continent în secolele 18-19 și am determinat din nou o relație de cauză-efect. Totodată vreau să vă amintesc că orașul în genere este o invenție a antichității, dacă ar fi să-i spun invenție, pentru că încă sumerienii și ulterior grecii s-au făcut foarte vestiți prin orașele lor, care erau centre economice, centre administrative, culturale și ele au reprezentat întotdeauna un nod important de comerț. În evul mediu s-a produs în Europa o puternică ruralizare, iar
renașterea, dar este adevărat că începând încă cu secolul 10-11 reapar orașele, unele pe teritoriile fostelor orașe antice, orașe istorice antice, cum este Constantinopolul, cum este Roma, altele în locuri total noi, iar astăzi vorbim atât despre Roma, Londra, Paris, cât și despre așezări în spațiul românesc, cum este Drobeta, cum este Napoca și alte așezări ce și-au sorginte antică. Și au cunoscut o evoluție și în epoca medievală, fiind mai mult niște centre de comerț, mai mult sub formă de cetăți. În secolul 18-19 vorbim despre un alt tip de urbanizare care și are un specific foarte apropiat comunității urbane de astăzi. Astfel, vă prezint câteva aspecte de trecere de la centrele politico-militare și religioase spre centrele economice și comerciale, unde se aflau punctele de comerț sau atelierele meșteșugărești în Evul Mediu, trecerea spre centrele politico-administrative și economice și spre centre de deznaționalizare în cazul Basarabiei sau Poloniei, când colonizarea acestor teritorii s-a făcut inclusiv cu populație de altă etnie cu scopul de a garanta deznaționalizarea. Prin urmare, foarte multe orașe din Basarabia își aveau populație de altă origine, tocmai pentru a șterge componenta etnică a acestui ținut. Inițial, orașele occidentale aveau un aspect sumbru. Locuințele erau strânte, insalubre, lipsite de canalizare și lumină, puternic populate, de exemplu Londra în anul 1850 număra 3 milioane de locuitori. Ele reprezentau o vizibilă discrepanță socială, fapt remarcat de majoritatea operelor literare din secolul XIX. Și eu v-aș îndemna să faceți trimitere la unele scrieri din literatura universală, unde ați găsi aspecte de viață în orașul modern, fie din secolul 18, dar mai ales 19, în operele scrise atât de scriitorii francezi, englezi, cât și români și ruși. Către sfârșitul secolului XIX, orașele suportă transformări calitative. Au apărut suburbii, s-au deschis foarte multe școli, se utilizează diferite tipuri de transport, precum inclusiv metroul, tramvaiul, automobilul, iar către anul 1900 au apărut megapolisurile. Cunoașteți acest termen încă de la orele de geografie și, de asemenea, ați învățat la aceste ore că astăzi avem orașe care numără câteva zeci de milioane de locuitori. Prin comparație aveți aici Londra din anul 1835 în fotografia din dreapta de jos și Londra din anul 2006. Este o deosebire evidentă. De asemenea, dacă luăm continentul european în ansamblu, vom observa o urbanizare accelerată în zonele de vest și nord-vest ale Europei și o urbanizare mai lentă în spațiile din vestul continentului, către mijlocul secolului XIX. Pentru a analiza mai ușor procesele care s-au desfășurat, vă propun să observați o tabelă care prezintă creșterea populației în marele orașe în milioane de locuitori și aveți aici trei orașe, Londra, New York și Paris. Observați creșterea spectaculoasă a numărului de locuitori de la un deceniu la altul, dar și marea diferență dintre Anglia și celelalte state ale lumii. Pioneratul Angliei, prin exemplul Londrei, denotă în anul 1910 aproape 8 milioane de locuitori. Dacă am face o comparație cu Republica Moldova de astăzi, ar trebui să înmulțim populația întregului stat de câteva ori. Procesul de urbanizare creează următorul aspect al urbelor. Constatați aici în imagine foarte multă lume, grăbită, absentă, străină. De aceea vom vorbi despre oraș ca despre un spațiu unde se produce o simbioză a tuturor valorilor, conceptelor religioase, culturilor și fiecare om este preocupat de propriile lui probleme. De aceea, atunci când analizăm orașul, unii cercetători, dar și persoane,
observă efectele negative ale urbanizării. În primul rând, chiar în secolul XIX, orașele au fost un mediu favorabil pentru boli, epidemii, au fost focare de infecții, cum ar fi holera în secolul XIX. De ce? Pentru că populația se așeza de obicei în mod haotic și crea o densitate excesivă în anumite regiuni. De asemenea, un efect negativ este segregația socială, iar jos aveți o imagine cu prezentarea efectului de poluare, care reprezintă una dintre problemele ecologice grave ale lumii contemporane. Prin urmare, constatăm că procesele de urbanizare care au cuprins Europa și care continuă să crească și în secolele 20 și astăzi 21, sunt procese care au fost inițiate de politicile economice și sociale din epoca modernă. Consider că te-am motivat și să cauți și să înțelegi unele procese care s-au desfășurat în acea vreme. Îți dau întâlnire data viitoare la o altă oră la fel de interesantă a epocii moderne.